viitorul am mergem în bucătărie la Vlăduț să vedem ce se întâmplă cu atâtea tipuri de salată la o singură masă. Vlăduț! Vlăduț! Bună dimineața din nou! Ce se întâmplă? Este o gașcă veselă la mine pe masă astăzi. Se va întâmpla o salată. Așa se numește preparatul meu de astăzi. Aveți nevoie de mai multe tipuri de salată. Și anume, salate crețe sunt, fiecare au un gust ușor de tot diferit, dar și o salată clasică. Mai aveți nevoie de legume vinete, ardei gras, castraveciori, cornișon de preferință, pentru că sunt foarte aromați, roșii de grădină, roșiile de grădină nu trebuie să lipsească, dar nici câteva boabe de mazăre aruncate crude, așa, spre sfârșit, atunci când este salata gata. Mai am nevoie de ceapă, ceapă... Cât se poate de nouă, este foarte dulce și tăiată foarte, foarte fin, este delicioasă în salată, plus trei tipuri de brânzeturi. O brânză telemea și două tipuri de cașcaval, de preferință mai tari, pentru că acestea urmează să fie tăiate în felii foarte, foarte subțiri. Două tipuri de semințe, de dovleac și de susan, de asemenea în starea lor naturală, pentru că sunt foarte, foarte sănătoase. Procedura este cât se poate de simplă, începeți prin a prepara vinetele, le tăiați în felii groase de circa 1 cm, 1,5 cm, apoi le ungeți cu puțin ulei de măsline și foarte puțin usturoi și într-o tigaie de teflon le preparați încet, încet, astfel încât acestea să-și păstreze bine forma și să se pătrundă în același timp. Acestea vor constitui baza pentru salata mea, pentru că este o salată în straturi, cu toate legumele pe care vi le-am spus puțin mai devreme, așezate în straturi și la sfârșit cu un dressing din muștar.